Vă salut, dragii mei prieteni! Bine vă regăsesc din nou prin intermediul canalului meu de YouTube Avi Pigeon Loft. Astăzi, 23 ianuarie 2021, după o perioadă în care nu am mai postat, ați văzut, mulți dintre voi m-ați întrebat de ce nu mai postez. Acest lucru s-a întâmplat pentru că facem modificări la crescătorie. A fost o săptămână de lucru, o săptămână plină și am vrut să vă prezint pe videoclip treaba terminată. O să vedeți despre ce este vorba, dar în videoclipul de astăzi vreau doar să vă anunț că astăzi este ziua în care vaccinăm cu Nobilis împotriva paramyxovirozei. Porumbeii crescătoriei noastre vor primi acest vaccin astăzi. Acum pe imagine aveți masculii de matcă ai crescătoriei. Încă videoclipul la final cu crescătoria nu va apărea astăzi în mod sigur. Cred că mâine, dacă ne mișcăm cu talent și dacă lucrurile se vor așeza așa cum ne dorim noi, mâine cred că vă pot prezenta modificările aduse crescătoriei și restul porumbeilor. În rest, sunt bine, să știți, porumbeii de asemenea sunt și ei bine. Cred că vedeți pe aceste imagini în care aveți masculii de matcă ai crescătoriei noastre. Lucrurile au decurs bine, atât că ce pot să zic, doar a fost mult de muncă săptămâna asta. Modificările pe care le-am gândit noi le-am pus în practică. Aici ați avut și voi un mare merit, pot spune, prin comentariile pe care le-ați postat pe acest canal de YouTube. Am analizat și o să vedeți la ce concluzie am ajuns și la ce soluție ne-am gândit noi pentru a avea un sezon 2021, un an competițional cu rezultate bune și pentru ca lucrurile să fie făcute într-un mod cât mai corect și cât mai bun. Așadar, dragii mei prieteni, lucrurile, să știți că decurg bine, totul este în regulă, chiar dacă a fost pauza aceasta, a fost o pauză forțată de împrejurări și de faptul că vrem să vă arătăm la gata ceea ce facem în crescătorie. Dar am zis să fac acest videoclip pentru că mulți ați urmărit felul nostru de tratare și momentele când am vaccinat și tocmai de aceea astăzi, 23 ianuarie, vă anunț că vaccinăm împotriva paramyxovirozei. Da? Folosim acest vaccin, după cum vedeți. Haideți să focalizăm un pic. Deci vaccinăm, de ce nu se focalizează? Stați așa. Vaccinăm cu Nobilis. Da? Gata. Deci vaccinăm cu Nobilis. Doza este 0,2 ml per porumbel. Este un vaccin văscos. Avem sticluță de 50 de doze, după cum vedeți. Tot la fel, injecție subcutanată în treimea inferioară a cefei, a gâtului. O să vă și exemplific la 2 porumbei, 3 porumbei vaccinul, deși ați văzut acest lucru și îl cunoașteți foarte bine. Decât atât am vrut să vă prezint. Deci, vaccinare împotriva paramyxovirozei, vaccinul Nobilis 0,2 ml per pigeon pentru porumbel
și lucrurile ne dorim să decurgă din ce în ce mai bine. Sper că sunteți cu toții bine și voi. Sper că nu ați întâmpinat probleme în această perioadă rece care a fost și care a trecut. O să ne auzim în comentarii după pauza asta. Și haide să ne ocupăm de vaccinarea porumbeilor. Gata, dragii mei, am ajuns la ultimii doi porumbei pe care le mai avem de vaccinat. Despre vaccin știți foarte bine despre metodă. Liberați frumos să vedeți pielea. Siringa 02, vaccinul Nobilis, da? Împotriva paramixovirozei. Cu seringă de insulină. Gradațiile sunt foarte exacte, nu aveți cum să vă încurcați. Atâta v-a sfătuit să folosiți un ac puțin mai mare și nu acul de insulină care vine cu siringa. Cu seringa să luați seringii cu ac detașabil, deoarece este un vaccin destul de văscos și o să meargă destul de greu spre sfârșit. De asemenea, vă sfătuiesc să schimbați și seringa, să nu vaccinați foarte mult cu aceea seringă, deoarece o să vedeți că o să meargă din ce în ce mai greu, fiind și văscos vaccinul și o să vă chinuiți. Ultimul porumbel din crescătorie care va fi vaccinat, v-am spus, vaccinul Nobilis împotriva paramixovirozei. Îl vaccinăm și pe el. Și am încheiat cu vaccinarea porumbeilor. Așadar, astăzi 23 ianuarie 2020, porumbeii crescătoriei noastre au fost vaccinați. Am prins o zi chiar superbă, foarte soare, cald. Suntem undeva la 12-13 grade. Asta făcând o paralelă la săptămâna trecută, unde am avut 12 grade de asemenea, dar cu minus. Și acum am prins o zi foarte bună pentru vaccinare. Am încheiat și această etapă pentru cei care contorizați programul într-un fel sau altul. 23 ianuarie 2021, vaccin împotriva paramixovirozei. Am vaccinat porumbeii cu Nobilis. Atât pentru videoclipul de astăzi, dragii mei. V-am spus, o să încep din nou cu videoclipuri mai des, dar până nu terminăm ce avem de făcut în crescătorie, am zis să nu mai postez, deoarece sunt multe scule, materiale, dezordine și nu îmi place lucrul acesta. După ce vom pune toate lucrurile la punct, o să vedeți noutățile de la noi. Vă doresc toate cele bune, dragii mei, un weekend bun, un weekend liniștit, să aveți parte de tot ce vă doriți, nu uitați, apăsați butonul de like dacă vă place ceea ce fac și să ne reauzim cu bine la următoarele videoclipuri. La revedere, dragii mei, vă salut!